Doamna Ioana vorbea cu Adriana și în timpul acesta îi dădea niște palme peste picioare și a spus cineva câte palme a primit Adriana de când e în casă, cred că doamna Mariana a zis. Și doamna Ioana spunea că le dă cu drag. Iar Adriana a zis, știți că vă iubește toată lumea din casa asta, nu? De aceea vă permiteți. Și doamna Ioana și-a adus aminte, probabil de cine nu este dumnea ei foarte apropiată și anume despre Delia și Liviu și a zis din nou că și-a spus punctul de vedere că nu poate să tacă. Adriana a încercat cumva să, schimb, să, închidă subiectul de fapt și a zis gata doamna Ioana, nu mai discutați, nu trebuie să vă intereseze de nimeni în această casă în afară de dumneavoastră și de Dedish. Și doamna Ioana spunea, păi mi-a spus părerea că iarăși am început la pauză, semn că au mai fost niște discuții și în pauza de publicitate și că dacă o mănâncă Dumnezeu nu poate să tacă nici măcar dacă este vorba despre uh, dedici. Adriana insista că trebuie să-și vadă de dedici și că de aceea se supără și el uh, pe dânsa, și Dumnezeu nu, 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 zicea și după a început iar să vorbească și s-a oprit sunetul.